Pentru noi este a doua participare la un astfel de eveniment, Zilele Orașului Dobrici, și ne încântă faptul că putem să trăim încă o dată emoția de a vedea chipuri în acest muzeu de eroi, de a admira un cimitir extraordinar. Cel din Turtucaia, de asemenea, ne impresionează. Tradiția vrea să dăinuie și în ceilalți ani, desigur că ne-ar face deosebită plăcere să depunem câte o coroană de flori. Mulțumim Asociației Naționale Culturilor Filiala Constanța pentru faptul că, iată, ne-au inițiat și în acest fel continuăm o tradiție mai veche de pe la 1921, Societatea pentru Îngrijirea Mormintelor, societate care a fost inițiată de Regina Maria. În revista Arma Pontica au apărut deja versuri, Dobrotici și cimitirul din Dobrici, legate de emoțiile încercate astă toamnă în 2012. Mulțumim autorităților și desigur că ne va face plăcere fiecare dată să legăm sentimental aceste localități, Mangalia și Dobrici. Vă mulțumesc! Asociația Națională Culturilor Filiala Constanța, în 2009, în perioada iunie-septembrie, am reabilitat unele elemente ale cimitirului, adică cele 501 însemne de căpătâi, crucile, le-am curățat și le-am refăcut scrisul și împrejmuirile exterioare. Totul s-a finalizat în septembrie, 9 septembrie 2009, cu un ceremonial militar, religios, la care a participat populația din zonă. În 1919, odată cu revenirea cadrilaterului, am preluat și cimitirul care exista. S-au centralizat toți militarii morți în județul Caliacra și a fost îngropat aici. În 1922 a fost inaugurată biserica. După care, în toată perioada interbelică, aici aveau loc ceremoniale militare religioase pentru cinstirea memoriei tuturor militarilor care sunt îngropați, aproximativ 3.000 de militari. Sunt 25 de români identificați. După 1940 s-a trecut cadrilaterul la Bulgaria. Cimitirul este luat de către Ministerul Apărării Naționale. După 1952 este cam părăsit. Era în grijă unei familii de bulgari care locuiau în una din încăperile de la intrare. În 1967 s-a pus problema desființării acestui cimitir, în locul lui să fie ridicat un monument, pentru că aici era zona industrială a localității. Ministerul Apărării din Bulgaria s-a opus la activitatea aceasta și în 1975 s-a redat măreția acestui obiectiv și atunci s-au organizat aleile, atunci s-a renovat și s-a întreținut sub forma actuală și erau și cimitirul era și electrificat. După 2000, în perioada 1999-2000, două tabere de germani din Uniunea Democrată pentru îngrijirea monumentelor eroilor au îngrijit acest cimitir. La intrare sunt două plăci care comemorează activitatea. În anul 2009, împreună cu 16 colegi, am executat
activitatea de întreținere a unor elemente din acest cimitir. Tot ce vedeți acum, am curățat toate crucile, sunt 501 cruci și am refăcut toate inscripțiile. De asemenea și împrejmuirea exterioară. Din păcate, cei de la București n-au acceptat ca și noi să punem o placă acolo care să aducă aminte în timp de activitatea desfășurată. La intrare, în stânga, este un muzeu în care sunt prezentate imagini cu evoluția acestui cimitir. Deosebit de important, sunt două cărți de onoare. O carte de onoare din perioada 21 până în 40, în care sunt înscrisuri în mod deosebit în limba română și după 40, primele înscrisuri române sunt în 1975, o singură, până în 2009 când am venit noi, era o singură înscriere. După care am început să se concentreze și vizitele noastre. Avem o relație bună cu cimitirul, este în subordinea Muzeului de Istorie Națională din Dobrici și în fiecare an noi participăm la activitățile acestea pe care le organizează ei. Îi invităm și pe ei să participe la activități, în mod deosebit la Mircea Vodă. E cimitirul internațional de onoare Mircea Vodă. Și am organizat împreună sesiuni de comunicări științifice pe problematica luptelor din Dobrogea. Erlo! Zasrește poprota! Zabo! Ce? Консул на Генералното консулство на Република Турция в Бургас. Господин Сергей Симеонов, консул-съветник в Генералното консулство на Руската федерация във Варна. Представители на Национална асоциация Култ към героите, филиал град Констанца, с президент полковник от резерва Ремус Маковей и филиал Град Мангария. Божи реби, братан, Колю, Димитър, Стоян, Георгия, Танас, Христо, Цветан, Трайко, Борис, Мария, Милан, Любен, Петко, Василов, Валю, Костадин, Станчо, Недялчо, Антон, Младен, Райко, Владимир, Марко, Кръсто, Сава, Андрей, Падан, Кром, Добре, Илия, Минчо, Никола, Гаврил, Панайота, Йордан, Русид, Дамян, Михаил, Павел, Семя. Запо! Чест!
care... Уважаеми госпожи и господа, празникът на град Добрич